regăsit la Vedete Fără Secrete. Ca de fiecare dată și astăzi avem o ediție minunată, o ediție specială, pentru că vă avem pe voi aproape cei mai buni și fideli telespectatori și prieteni și, bineînțeles, cei mai de seamă invitați de onoare. Astăzi vreau să o salut cu drag pe buna noastră colegă de la Busuioc TV și draga voastră interpretă, Diana Stoica. Bună seara și bine ai venit, Diana! Bună seara, bine v-am găsit, dragi colegi, dragi telespectatori. Mă bucur nespus de mult iarăși să mă aflu pe această canapea, ca de fiecare dată mă simt foarte bine. Ei, tu aici sunt eu, asta în general, la cum să te simți altfel. Da, ca la mine acasă. Că ești ca la mine acasă oarecum, da. Tot de aici, cu mici modificări, chestii secrete, magii de televiziune, Diana vă prezintă în unele seri emisiunea O Felicitare pentru Fiecare, deci de la Busuioc TV. Apropo, videos, că nu mai știu, nu mai... În zilele de miercuri prezint eu această emisiune, dar se mai întâmplă că mă mai înlocuiește una dintre colegele mele, pentru că mai am unele evenimente. Deci vă mai înlocuiește la exact, exact. Dar de fapt Sfânta Miercuri e ziua De fapt ziua aia Sfânta Miercuri e ziua aia în care dacă vă este dor de Diana, nu pur și simplu să o vedeți așa într-un videoclip, pe scenă, cu un cântec, dar să o vedeți vorbindu-vă prietenește, față în față, în direct, live, 1.000.000%. Vă uitați la Busuioc TV. Îți place, apropo, chestia asta? De câți ani deja ești la Busuioc? Că nu mai știu. Cam de când s-a început pandemia, din anul. Vreo trei ani, da. Ești nu bine? Am numărat. Ești bine cu chestia asta? Îți da, place? Foarte bine, viața foarte liber. Da, da, chiar și haios pe locuri. Avem niște telespectatori foarte veseli uneori și cu bun simț. Și de multe ori se întâmplă că venim aici obosite. Chiar eu personal vin obosită deja. Parcă nu mai am gust de nimic. Parcă vreau mai repede acasă. Și se întâmplă că avem câte un apel, două telefonice de la telespectatori atât de calde, cu cuvinte atât de frumoase în adresa echipei Busuioc TV, că îndată așa se schimbă totul, da, la 360 grade. Am înțeles. Mă bucur tare mult că te-ai acomodat. Ești parte din toate spectacolele, din toate evenimentele organizate de Busuioc TV. Ești cumva membru a familiei cu actele în regulă. Da, mă strădui. Ce zic colegii așa din domeniu? Te urmăresc? Cred că s-au obișnuit, ce să zică, ce pot să zică. S-au obișnuit, dar totuși cred că mai mult se poartă așa ca cu o colegă de scenă, nu neapărat cineva care prezintă o emisiune. Pe lângă videoclipul nou, cea mai nouă realizare a ta, o să mai păstrăm așa un pic suspans și o să vorbim despre el, dar un pic mai târziu. Ce se mai întâmplă în viața ta? Ce se întâmplă? Rutină zilnică, muncă, evenimente, sunt unele plecări, concerte, mai ales că avem foarte multe organizate de Busuioc și asta ne umple și mai tare programul și îl face mai divers. Deja e emisiunea, familia, așa. Da, nimic nu s-a schimbat? Bărbatul tot același, tot da, e bine. Da, a rămas tot același bărbat. Asta, știi că am multe fete care vin la mine și zic: măi, mă bucur măcar că bărbatul și copilul e tot același, tot e bine. Da, deocamdată tot este foarte bine și de-a Domnul să fie de fapt așa și în continuare. Da, tot e bine la noi. Apropo, dar el în ce sferă activează? Chiar că eu nu știu dacă te-am întrebat vreodată. El este antrenor de șah. Eu nu te-am întrebat asta și n-am știut acum, îmi dau seama. Plus la asta și se mai ocupă și cu fotbalul, dar asta așa e pe al doilea plan. Asta e pasiunea lui cu fotbal? Da, este și o pasiune și joacă acolo într-o mini-ligă, dacă pot să zic așa. Aha, am înțeles. Și... nu e la nivel național, adică nu... Da, am înțeles. Dar profesor de șah la o școală? Da, la câteva instituții. La mai multe instituții. Da, deci și private și de stat. Din asta câștigă el existența. Da, da. Păi stai așa, el dacă este profesor de șah, înseamnă că este foarte calculat și foarte... Exact. Mult mai calculat ca mine. Asta, mult. Aici vreau să ajung. Mult mai calculat. Cred că dacă era tot ca mine, nici nu știu dacă mai eram împreună. Dacă formați da, de echipă, da? Da? De familie, să zic așa. Înseamnă că voi sunteți cumva cerul și pământul. Da. Foarte diferiți suntem. Dar ce v-a unit? Probabil că ne-am completat. El are ce-mi lipsește mie și eu am ce-i lipsește lui. Ne-am completat cumva, ne înțelegem, ne ajutăm reciproc. Eu sunt așa o fire mai aprinsă. Eu sunt focul, el este apa de obicei. Uh-huh.
Și dacă eu pot să iau așa niște decizii mai pripite, la nervi, pot să deschid gura când nu trebuie, da, să nu mă potolesc din start, el așa mai cu încetișorul, da. Prima... Tu îți dai seama că el, deci oamenii ăștia care joacă șac sunt niște oameni foarte inteligenți, care calculează fiecare mișcare și... Da, câteva mișcări. Exact, și rezultatul acestei, exact. Deci ei privesc nu doar un pas înainte, dar mai mulți pași înainte și fac în cap la ei mai multe versiuni. Deci uite, dacă aș merge așa, aș păți așa, dacă aș face așa, 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 ar fi invers și... Până la urmă dau seama că ei asta practică și în viață, deci ei, da, câteva mișcări privesc dinainte. Exact. Asta face chiar... Ție nu ți-e frică de chestia asta? Nu. Să trăiești cu așa un om în casă, nu. Este un om periculos? Nu. Ba din contra, chiar mă bucur asta, pentru că multe se rezolvă astfel. El chiar îmi spunea că fotbalul la fel îl joacă, adică, da, adică el cumva aranjează jucătorii ca și figurile pe tablă și deja face câteva mutări prin jucători. El deja știe peste 2-3 jucători cam cum ar fi să arunce mingea în poartă. Cel puțin eu nu pot face așa ceva. Da, adică are o strategie bună în viață datorită șahului. Eu știu de ce te întreb mai multe nuanțe, mai multe detalii, pentru că în ultima dată când am vorbit, din câte eu mi-amintesc, a fost cam după nunta voastră, oarecum, noi am și jucat la nunta voastră cu echipa Busuioc TV, v-am văzut fericiți, frumoși și așa mai departe și chiar mă interesam cum decurge viața voastră de familie. Cât timp se împlinește, apropo, de când? Uite că în mai facem deja un an de la cununie, de la Sfânta Cununie. Deci iar... voi stați deja de un an împreună, cel puțin un an, să zicem. Da, de la Sfânta Cununie, da, în mai facem un an, dar din august cred că avem cât? Da, 7 luni. Da, oricum, voi după cununie, voi ați locuit oricum împreună, da, înainte, da, de nuntă, da, că tu mi-ai, da, zis asta. Da, da. Și oarecum familia voastră are o mică experiență, da. S-a schimbat ceva? Probabil avem mult mai mare responsabilitate față unul de celălalt, avem alte scopuri în viață, adică nu ne gândim doar fiecare la el sau, de exemplu, eu doar la cariera mea, cum eram înainte de cununie și de nuntă, sau el cum să se dezvolte în domeniul lui, dar acum deja ne gândim comun, ce facem împreună, cum va decurge totul, ce trebuie să facem pentru familia noastră ca să o dezvoltăm și așa mai departe. Adică asta mai mult s-a schimbat, dar, per general, n-am devenit mult mai gospodină la bucătărie. E mai gospodinoros el la bucătărie? Nu. Sunteți amândoi Și vă descurcați cumva? Exact, ne descurcăm, ne ajutăm reciproc cu treburile casnice. Evident că eu le fac mai multe, dar când are posibilitate mă ajută foarte mult. Când nu vreau să gătesc într-o zi, pur și simplu nu vreau să gătesc și înțelege și mergem în oraș să mâncăm sau comandăm ceva. Adică am noroc din punctul ăsta de vedere, chiar mulțumesc domnului. Referitor la dezvoltarea familiei, că tu ai zis mai sus că acum vă gândiți mai mult la voi doi ca și familie, nu individual, sunteți unul, nu mai sunteți doi, și cuvântul dezvoltare. Bine, dezvoltarea asta poate veni pe mai multe planuri, pe mine mă interesează unul acum. Întreabă! Ghicește să ce este vorba? Mă gândesc dacă v-ați gândit să vă lărgiți familia, să vă dezvoltați frumos în sensul ăsta. Da, desigur. Ne-am gândit, ne gândim, sperăm cu ajutorul Domnului o să meargă totul bine, o să ne ajute și el. Deci sunteți pregătiți să deveniți părinți? Da. Ambii? Da. Ați discutat la tema asta sau a venit cumva așa? Și am discutat și adică n-am avut așa, de exemplu, o seară să ne așezăm și să discutăm, uite, trebuie de făcut copii. Adică nu, cumva vine asta de la sine, noi vrem asta. Da. Simțiți că da, noi simțim că dorim asta, da. Uh-huh. Dar tu ești pregătită? Cred că da. Cred sau da? Da. 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 Știi de ce te întreb? Pentru că viața de scenă presupune, tu știi deja, da, știu, că presupune foarte mult îmbrătură pe drumuri, foarte multe investiții de timp, emoționale, financiare și de tot soiul. Și atunci când apare un copil, trebuie oarecum să te împarți. Deci o să ai încă ceva și ceva foarte important, nu pur și simplu încă o activitate. E activitatea aia supremă, nobilă de...
Da, știu, dar cred că o să ne descurcăm. Avem și familia mare, avem niște, niște părinți foarte bravi care ne susțin absolut, absolut în toate. Au făcut universitatea de bună. Dacă nu au făcut-o, vor face. Au făcut-o pe voi când erați mai mici. Da, exact. Și nu ne sperie asta. Deci n-ai treabă, nu te temi de cariera ta, avea de sferit? Sau că nu cred că va avea de sferit. Să stai prea mult acasă? Sau... Nu cred, nu sunt eu prima nici ultima în astfel de situație. Nu, dar femeile artiste, eu le văd așa și din discuții, că sunt cumva diferite. Unele se retrag pentru o perioadă de timp ca să acorde mai mult timp copiilor, copilului, copiilor, depinde de, pentru că vor să-i vadă cum cresc, vor să fie aproape de ei în cele mai importante momente din formarea lor. Altele zic, păi, n-am treabă, l-am lăsat acasă cu mama, i-am dat biberonul, i-am pus laptele acolo să mănânce, că vin și eu un pic mai târziu, merg la emisiune sau merg la concert. Tu de care mamă o să fii? Cred că voi fi și una și alta. Cred că voi fi și deci una și alta. Deci nu o să dormești zi și noapte. Da, eu cam am experiență copii? În astfel de cazuri și cu copii. Adică am avut cazuri în care ai am avut grijă, am dădăcit, da, e ok. Dar am zis că probabil o să fiu ajutată chiar și de ai mei, dacă la necesitate, mă rog, nu știu dacă aș fi capabilă să apelez la o bonă. Aha, te tem, te la moment, da. Nu că mă tem neapărat de ei, dar dacă avem încă, slava Domnului, încă avem două bunici tinere și frumoase, de ce? Da, cum le cheamă? Viorica și Veronica. Doamna Viorica, doamna Veronica, salutări, cele mai frumoase viitoare bunicuțe. Acum ele se bucură și zic, venința ține cu noi. Bun, hai să vorbim un pic despre, o să revenim și la subiecte legate de familie, dar în scurt timp... Că simt eu și pe cei de acasă, simt așa, simt un pic de tensiune, vor să vadă despre ce, vorbim despre tot, dar vor să audă și ceva din creația Dianei. Iar noi acum o să te invit să vorbim despre cel mai nou videoclip al tău, cea mai nouă realizare muzicală. Proiectul, videoclipul se numește Vocea ta, este ceva mai diferit decât ce am lansat până acum. Diferit prin ce? Pentru că este așa un alt stil deja. Aha, deci diferit prin stilul da, de muzică. Da, este o muzică mai comercială, o muzică de radio, așa mai pop, un pic, are și un pic elemente de latino, adică... Băi, cu muzica asta comercială e o chestie foarte interesantă. Vin unii artiști la mine și zic că eu am făcut, nu prea am făcut așa muzică de evenimente, de spectacole, am făcut mai mult muzică comercială. Dar cum poți să o numești comercial dacă ea nu se vinde? Înțelegi ce zic? Da, și da. Aici e un fel de întrebare care poate fi foarte mult pus în discuție. Poate ce ai făcut tu până acum era mult mai comercial decât ceea ce ai făcut. Depinde din ce punct de vedere să vezi. Dar am înțeles. Deci te referi la faptul că e mai mult de ascultat, de radio, da, decât da, de da. Petrecere, da? Da, exact. Da. Pentru că și mie îmi zic, chiar și producătorii cu care lucrez, că este o melodie mai comercială și cred că am luat-o și de acolo. Da, nu, dar e comercială într-un fel, da, dar înțelegi la ce mă refer? Da, da. Că la noi există termenul de muzică comercială, dar din ea nu se face bani, pentru că ea doar să ascultă, exact, dar nimeni nu te invită ca să o asculte undeva și să plătească pe ea. Asta și-am vrut să zic, așa, eu cred, melodiile anterioare sunt mult mai comerciale, da. Cel aici e Republica Moldova, vorbim anume de showbiz-ul de aici. Dar e ceva nou pentru tine și probabil că îți completează... cumva palmaresul de piese, te completează ca și artist, te arată dintr-o altă latură, e un lucru frumos și important. Da, și muzică. Apropo, este dansant, am cântat-o deja la câteva evenimente. Lumea înseamnă că merge, se dansează. Da, da, se dansează. Da, da. nu am fugit. Dacă este un pic alt, este diferit. N-a da. Fugit toată lumea din ringul de dans, nu. Asta nu e de aia. Merge. La început cam așa erau sceptici. Da, sceptici. Ce cântă Diana? După care, la mijloc de melodie, au început să danseze, deja să strige, să simtă, da. Tu ai lăsat-o la începutul lunii acestea, da? Și deja ai reușit să vezi, să primești un feedback din partea spectatorilor și fanilor. Și ce zic? În principiu le place. Da, le place. Dar le place. Îți place ce? Da, foarte tare îmi place. Este una dintre melodiile care ar fi în top 3, dacă aș
spune, da, da. Stai un pic, că încă e de vreme de zis, dar... În top 3 pentru mine. Pentru tine, pentru da. Mine. Dar asta vreau să zic, dar cine știe, poate să fie și în top 3 pentru fanii tăi. De-a e domnul. De vreme de zis, dar o să vedem cu timpul. O să simți și tu lucrurile acestea. Bun, cam atât am avut de zis despre ea, că urmează să o vedem. Desigur, vreau să menționez pe cei care au lucrat la acest proiect. Evident că producătorul Smoley, cu care am lucrat și la celelalte melodii. Și mai nou am lucrat, muzica și textul îi aparțin lui Dumitru Cogălnicianu, mai corect spus. Prima dată am lucrat cu acest băiat, el a venit cu inițiativa, mi-a trimis demo-ul, l-am acceptat și am mers la producător și deja el a făcut totul. Și de partea de videoclip s-a ocupat Oleg Oz, îi mai zice Kaifos, așa se numește producția. La fel îi mulțumesc tare mult, are un ochi artistic, asta îmi place și deja o să lucrez cu el și la următoarele proiecte, pentru că mi-a plăcut foarte mult ce face, lucrează cu nume mari, chiar și din România și de la noi, a filmat și câteva filme din România și chiar și în acest videoclip a pus un accent foarte frumos și pe imaginea mea și pe ideea videoclipului, mai bine spus, pentru că dacă tot melodia de fapt acolo se cântă, a pus de vară, ceva de genul, dar timpul de afară nu ne permite, nici buzunarul nu ne permite să mergem undeva pe o plajă la mare și am făcut o atmosferă în niște studiouri din Chișinău. Foarte frumos. Haideți să vedem chiar acum ce a ieșit, pentru că toată lumea așteaptă cu sufletul la gură, mai ales cei care n-au apucat să vadă acest videoclip. Așadar, prieteni, rămâneți și în continuare cu Diana Stoica. Urmărim cea mai nouă lucrare din repertoriul său, după care revenim la discuție. Imediat. Voce ta ca un ecou, e ca vântul și ca mare.
ca vântul și ca marea. Vreau ca lângă tine o viață să iubesc ca pus de vară. Am revenit, prieteni, aplauze și felicitări călduroase! Mulțumesc! Multiple, multiple, quadriple și tot așa, pentru că Diana este a noastră și noi trebuie să o susținem cel mai mult. Mulțumesc, mulțumesc tare mult! Care sunt următoarele planuri? Mai e ceva? Afară de faptul că vrei să mai filmezi exact cu aceeași echipă, asta deja am înțeles anterior. Mai e ceva așa în plan pentru perioada imediat următoare? Acum în primăvară sigur nu mai lansez o altă melodie. Nu știu, sper în vară să reușesc ceva să mai lansez. Dar tu, apropo de asta, scuze-mă că te întrerup, tu îți faci, că vreau să te întreb și adineori, îți faci un... ești cum pas, vezi cum pas înainte ca soțul tău? Da, îmi fac, îmi fac planuri, da. Dacă e vorba despre muzică, dacă uite, trebuie să lansezi odată la așa o perioadă sau, sau faci așa cum îți vine inspirația? Și una și alta. Eu sunt o persoană care iubește experimentele și, dar de obicei în principiu îmi pun măcar o dată pe an să lansez un proiect tot cu videoclip, melodii, așa, ca să ca să rămână și poate ca să devină hit. Așa, pentru noi, să zicem așa. Poate ca să devină hit, da, în principiu toate piesele tale sunt cunoscute și... Da, da, de asta și sper că această melodie la fel va deveni cu ajutorul telespectatorilor de la Busuioc, cu ajutorul nostru, cu ajutorul celor care ne ascultă. Când ai fost ultima oară la mine, tot așa ai zis că, uite, am făcut o piesă care e un pic în alt stil. Da, da, mă țin minte că tot ai făcut schimbarea de stil atunci. Nu mai știu exact acum despre ce vorbim. Tot aștept. Piesă. Da, ultima. Ultima piesă cu videoclip? Înainte de prietenie, penultima, cum ar veni. Ok. Și acum iară ai venit cu o schimbare de stil, da? Să zicem. Normal că aceste schimbări vin și cu un pic de schimbare de suflet, de imagine, de toate la pachet. Și de ce faci schimbările astea? Că îți place să experimentezi? Că nu te-ai găsit încă? Că cineva îți reproșează poate că ești aceeași? Sau care e chestia cu schimbatul? Că sunt oameni care își iau stilul de la început și până la urmă, știi? Sunt oameni care se schimbă mai mereu. Eu dacă merg la evenimente private foarte mult și cânt aproximativ o oră de vreme, cred eu că ar fi bine să am ceva diferit în repertoriul meu. Că ești nevoită să apelezi la cover-uri. Eu am văzut, am văzut programul tău artistic pe care îl faci la evenimente și de asta pot să zic. Adică tu cânti piesele tale plus ceva cover-uri. Da, am preluat câteva melodii din folclor, nu mai faci așa, le-am refăcut. Nu că neapărat că nu m-am regăsit, dar nici foarte tare nu deviez de la stil. Cumva încă păstrez ceva elemente și în aceste melodii, ca de exemplu chitările, ca de exemplu unele, nici măcar nu știu cum să mă exprim, adică este ceva acolo, un punct, chiar și la tot aștept textul propriu zis, sunt folosite cu frunză verde, adică sunt niște elemente folosite în care nu neapărat este nici pop iarăși, dar nici stilul pe care l-am avut anterior la melodiile anterioare. Dar mă gândesc că ar fi bine în repertoriu să am câteva melodii care cânt două, trei, ca de exemplu cum ar fi muzica răsună, butonaș, rușine, după care cânt unul așa mai, eu le zic așa, mai elastic, mai sportiv, dansăm. Ca nu, că nu poate lumea să țină la urmă. Exact, pe pentru că obosesc foarte mult. Și ca să nu cânți piese din repertoriul altor interpreți și să nu-i plictisesc, pentru că într-adevăr la moment sunt foarte multe melodii de genul, foarte multe, și cred că lumea oricum vrea ceva nou. A, în vedere de tipul ăsta de etno care se face. Da, exact, chiar sunt foarte multe și tot apar tot mai multe. Mai schimbați-vă un pic, dar exact, puneți pe pauză chestia asta. Vorbeam și producătorul despre asta, exact. Eu sunt de acord cu asta. E o chestie foarte frumoasă, muzica etno, o ador. Dar nu neapărat asta, nici măcar nu etno. Fac etno, ba da, dacă e cu elemente folclorice, da, e deja etno. Acolo sunt mai multe într-una. Fac asta de când mă țin minte, ador muzica folclorică, îmi place foarte mult, dar nu-mi place că au început să sune toate la fel. Deci, măi, dragi artiști, tineri și mai puțin tineri, aveți același sound, aveți aceleași texte, aveți același tip de interpretare. Băi, faceți ceva, că nu vă mai... Tu știi că eu aud unele melodii, acum nu zic că nu mi-e de rău. Și nu știa cum. Da, și eu nu cunosc după voce,
acuie, ele sunt toate de o mamă. Deja este un fenomen care poate să plătească și publicul spectator. Asta vorbesc eu din cap, de la mine, ca mare expert, dar vorbește lumea. De asta, bine, cei care au apărut în prima instanță cu un tip de muzică, e una și ei au rămas cumva, știi? Și alții care vin, deci deja tu nu mai poți să-ți faci stilul tău de muzică, dar știi de ce? Că au făcut alții exact ca tine. Și apoi e vina și pricina, e mult de discutat, pentru asta trebuie să aducem toți compozitorii, toți textilierii, toți aranjorii, toți producătorii muzicali, toți interpreții și să începem să dejugăcăm. Ok, am avea nevoie de mai multe emisiuni ca să reușim cu chestia asta, dar asta altă dată să vorbim. Eu îți felicit pentru curaj, îndrăzneală și pentru faptul că ai vrut să încerci ceva nou și pentru tine și pentru publicul tău și să fii diferită. Dacă alții se inspire de la tine, iarăși, poate nu e un lucru rău până la urmă, asta denotă faptul că tu ești un model, într-un fel, și e un lucru bun până la urmă. Mulțumesc tare mult! Îți mulțumesc că ai venit. Cu mare drag. Ai fost sinceră și deschisă cu mea ca de fiecare dată. Și hai să vedem acum pe final de emisiune ce să ascultăm, vedem ce s-a ales, ce s-a decis, ce simți tu cu inima ta. Voi interpreta cu mare drag una dintre melodiile din repertoriul meu, Prietenia. Prietenia pentru toți prietenii noștri de la Busuioc TV. Exact, pentru toată lumea frumoasă și pentru prietenie. Te aștept cu drag și data viitoare și acum să fer scena platoului nostru. Cu mare drag. Așadar, prietenii, sună melodia Prietenia pentru voi în interpretarea Dianei Stoica. Iar noi vă așteptăm cu drag și data viitoare, tot aici la Vedete Fără Secrete, la Busuioc TV. Pe curând! Se trăiește, o datorie omul are.